Anul acesta a debutat cu pregătirile recensământului populației pentru angajații Direcției de Statistică Maramureș. În perioada imediat următoare, autoritățile vor încheia etapa de sectorizare și apoi va începe selectarea candidaților pentru funcția de recenzor pentru autorecenzare asistată. Suntem spre finalul etapei de sectorizare. Am terminat sectorizarea teritoriului, partea de rural, o mai rămas doar partea de urban. Și ne pregătim să difuzăm în teritoriu sectoarele care au fost create, ca primăriile să știe unde se regăsesc și ca să se poată pregăti să recruteze. Primăriile vor fi cele care vor face propuneri pentru recenzori, iar angajații Direcției de Statistică Maramureș vor face selecția candidaților în funcție de numărul necesar pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. De la jumătatea lunii martie va fi demarată apoi etapa de autorecenzare a populației, care va dura 2 luni de zile. Abia apoi recenzorii își vor începe activitatea pe teren. Etapa aceasta începe din 14 martie și durează 2 luni până în 16 mai. Din 16 mai se vor realiza niște concatenări, suprapuneri de date ca să vedem exact ce rămâne după autorecenzare, iar din 17 mai se intră în teren cu recenzorii propriu-zis, care între timp pe această perioadă de 2 luni de zile vor fi instruiți la rândul lor să fie pregătiți. Recenzorii care vor intra în casele oamenilor pentru a le colecta datele necesare vor fi dotați cu tablete, renunțându-se la formularele de hârtie. Recenzarea poate să dureze între 20 și 40 de minute, în funcție de complexitatea fiecărui caz în parte, a mai precizat conducerea DGS Maramureș. Informațiile colectate la noul recensământ al populației sunt extrem de necesare pentru elaborarea de strategii la nivel național, în condițiile în care acum autoritățile au date de aproximativ acum 10 ani, care nu mai sunt valabile azi.